Începând de astăzi, 20 septembrie, în localitățile din România, unde rata incidenței cazurilor de coronavirus depășește 3 la 1000 de locuitori, dar nu trece pragul de 6, certificatul verde este obligatoriu pentru toți cei care vor să intre în restaurante, să meargă la cinema, la piscină, la competiții sportive sau să participe la nunți și botezuri. Excepție vor face doar copiii cu vârste mai mici de 6 ani. Peste 1000 de localități din țară se află deja în această situație. Concret, începând de astăzi, accesul în unele spații sau la evenimente se va face doar în baza certificatului verde, documentul care atestă vaccinarea anticovid, trecerea prin boală sau testarea negativă pentru infecția cu noul coronavirus. Adică dacă la noi se va trece de 3 la 1000 de locuitori incidența cu infectările, nu vom mai avea voie să mergem nici la evenimente, nici în magazine, nici în mall-uri, doar cu acel certificat, adică să ateste că v-ați vaccinat. Dumneavoastră ce părere aveți? Dacă fac ce toată lumea, fac și eu, nu fac ea, nu fac nicio. Eu lucrez la cadrul la Severin, dacă fac colegii mii tot de acolo, fac și eu. Mă obligă, fac, dacă nu mă obligă, nu-l fac. Păi, cred că ar fi bună ideea, nu? Da. Să vaccineze și să ne dea certificatele alea, vezi cum zic ei. De ce considerați că ar fi o discriminare? Că oamenii care nu s-au vaccinat nu o să mai aibă, practic, voie? Și oarecum vor fi obligați să se vaccineze dacă vor vrea să mai participe la evenimente? Conform legii românești, cam discriminare sună pe undeva, pentru că... Dar... Dar părerea dumneavoastră e că ar trebui toată lumea să se vaccineze și astfel n-ar mai... Părerea mea, da. Toată lumea ar trebui vaccinată. Păi așa, unii da și unii ba. De-aia iază și divergență și ceartă și scandaluri și... Da, toată lumea ar trebui, da. Din conștiință, fără să fie obligat. Potrivit datelor publicate sâmbătă de Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, până la data de 17 septembrie, pragul de 3 cazuri de infectare la 1000 de locuitori fusese depășit în 115 localități din țară, cele mai multe fiind în județele Satu Mare, Timiș și Bistrița Năsăud. Între timp, pragul de 3 la 1000 a fost depășit și în alte localități. Un exemplu este municipiul Timișoara, care a ajuns duminică la o rată de 3,18 cazuri la 1000 de locuitori. Autoritățile locale de aici se întâlnesc azi pentru a stabili noi restricții. Cum să mă exprim? Aici e cu dus întors treburile astea. Că nu vă supărați, nici eu nu m-am vaccinat. Mi-e frică. Dumneavoastră, am văzut la televizor azi noapte, mă scuzați, am văzut la televizor azi noapte și aia Mișoreanca și aia s-a vaccinat și tot dau pe partea înaltă. Acum eu ce să vă explic eu dumneavoastră? Nu mă dân și decid. Eu am 73, pot să mă duc mâine. Am casa făcută la cimitir, de ce să mă dau pe partea înaltă? Ce vrea al de sus, nu mă la decidia. Excepție de la regula prezentării unui test PCR sau antigen rapid cu rezultat negativ pentru infecția cu coronavirus, fac copiii cu vârstă mai mică sau egală cu 6 ani.